Focus Pocus. Drop it like it's hot. Say what? Say what? Say 2018-2019, say tehnologie și bună seara invitaților mei. Alex Negrea, consultant social media Social Smarts. Bună seara, Alex. Salut, Dragoș. Mersi. Pentru ce? Pe invitație. Ah, ok. Și Adrian Seceleanu, jurnalist la Ziarul Financiar. Bună, Adi. Salut, Dragoș. Bine ai venit, bine ați venit. Am vorbit în prima, a zis că pe asta cu cripto nu vreți să comentați, bun. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre nebunia asta cu căutările anului pe Google. În fiecare an ne amuzăm sau ne îngrijorăm legat de curiozitățile românilor. Ce credeți că spun așa aceste căutări despre noi, așa ca nație, popor, iubitor, Alex? Pe de-o parte spun niște chestii foarte bune, gen că am început să căutăm pe Google tot felul de lucruri, chiar dacă par banale și noi facem glume, știi? Gen, ia uite, românii au căutat substantiv. Ce înseamnă substantiv. Dacă stai să gândești, e un lucru bun. E bine că se caută. Dacă nu s-ar căuta deloc, suntem siguri că nu știe toată lumea ce e ăla și nici nu s-ar căuta. Se caută și orgasm pe Google. Să știi că ăsta e mare lucru. Așa. Adică, na. Totuși un pas, nu? E un pas, adică oamenii caută ce e ăla. După ce au fi căutat punctul G prin tot Bucureștiul, acum... Dar, mă rog, cred că astea cu ce este sau ce înseamnă sunt cumva un semnal. Ce mi se pare mie tare de... zona aia de smartphones. Uh-huh. Avem acolo un brand Huawei care a rupt pur și simplu, practic. Da, practic a urcat pe 2, da. Are 5 căutări din 7 sau ceva de genul ăsta. Da, n-am topul complet aici, că era prea lungă știrea, dar apare, cred că, de 2 sau de 3. Și mă rog, asta pentru mine ca om de marketing spune niște lucruri. Asta pot să completez și eu. Huawei este pe un trend super ascendent în ultimii ani de zile. Este numărul 2 pe piața de smartphone din România și după vânzări. Uh-huh. A depășit branduri locale, OLVIEW, care am dat era pe locul. Deci este într-adevăr într-o puternică ascensiune, are undeva la 20% din piață. Deci căutările de pe Google de data asta corespund și cu business-ul, cu ce se întâmplă în business pentru ei. Bine, corelația asta există întotdeauna, că interesul din search aduce și rezultate bune. Bine, pe de altă parte există, e pe locul 2 iPhone X, de exemplu, și dacă te uiți în, cel puțin pe Facebook, dacă te uiți în zona aia de câți oameni au pe bune iPhone X, sunt extrem de puțini, n-ar avea cum. Adică, mă rog, nu spune neapărat business întotdeauna, dar arată măcar un interes. Da, uite, o corelație care nu există. Samsung, care este lider autorități de piață, cu 50% din vânzări, 50% din încasări, nu apare în acest top. Ceea ce nu înseamnă că... Da, nu... interesant, într-adevăr. E mai degrabă un top al ce ne-a făcut curioși. S-ar putea, exact, lumea să știe de Samsung, să știe ce telefoane au și să nu mai caute. Arată, de fapt, succesul unor eforturi de marketing și comunicare. Da, interesant. O întrebare pentru tine, Alex. Cum comentezi cifrele actualizate, să zic, ale social media? Deci vedem gap-uri destul de mari între conturi făcute și conturi folosite. Accesiune în continuare pentru Facebook, deși toată lumea îi cântă prohodul de vreo 7 ani. Asta e o glumă. Da, mă rog, cântatul eu mă ocup și cu glume. În industrie, da, e o emisiune de umor. Cântatul prohodului Facebook e o glumă întotdeauna, mai ales în industrie, come on. Vorbim de internet by default, ca să zic așa. Când intri pe internet, mi se pare că îți faci cont de Facebook. După aia te mai duci pe Instagram. Și apropo de Instagram, ai zis 1.100.000 conform Zelist conturi. Da. Sunt mai multe. Există mereu chestia asta, dar sunt peste 1.500.000. Adică dacă te uiți în Facebook, la ce raportează Facebook când alegi plasamentul Instagram, sunt peste 1,5 milioane de conturi în România. Acum, Ana, mă rog, colegii de la Zelist au și precizat că sunt conturile monitorizate de Zelist, că nu toate sunt așa cum și LinkedIn are, ei raportează 1.000.000, LinkedIn are peste, nu știu, cred că în jur de 3 milioane în România. Da, sunt multe conturi false, asta e clar. În continuare, dacă intri pe site-uri de alea de cumpărat, like-uri, share-uri, comentarii, ce vrei tu, găsești la prețuri foarte bune. Cine își dorește de Crăciunul ăsta un kilogram de like-uri sau share-uri sau așa, găsește și sau poate să facă cadou, știi ce ar fi tare, nu? Ăștia să scoată niște vouchere, gen, fă cadou un voucher de 1000 de like-uri perechii tale sau o treabă de asta ca să-i arăți cât de mulți la ea. Da, exact. Momentan nu sunt. Fă să se simtă bine la poza de profil. Exact, 250 1000 de like-uri pentru de prințesa mea.
Uite cum se nasc marile idei de business. 0758894848 dacă vreți să interveniți, să spuneți ce vi s-a părut interesant în tehnologie. Luăm o foarte scurtă pauză muzicală și revenim cu Alex Negrea și cu Adrian Siceneanu să vorbim. Practic, discuția va fi structurată pe 10 subiecte pe care le considerăm importante în tehnologie, vreo 5 predicții pentru anul viitor, plus comentariile aferente, unde sunteți, repet, bine veniți via WhatsApp 0758948948. Rămâneți cu Radio Guerilla. Upgrade by Drago Stanca at Radio Guerilla. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Săi 2018, focus astăzi pe ce s-a întâmplat în Digital and Tech, important cu Adrian Siceneanu, jurnalist la Ziarul Financiar. Bună seara din nou! Salut, Dragoș! Bună seara! Și Alex Negrea, consultant social media, social smart. Salut, Alex! Again! Fii mai entuziast. Bună seara, bună seara, Dragoș. Și mai aproape de microfon, mulțumim frumos în numele ascultătorilor Radio Guerilla și ai podcastului upgradelive.net. Devenim serioși pentru că vorbim despre ce considerăm a fi cele mai importante subiecte ale anului. Cred că nu încape foarte multă îndoială, o să trească să trecem așa destul de în viteză prin subiecte, că sunt destul de multe. Am selectat vreo 10. Primul, așa în opinia mea și vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, cred eu că este scandalul Facebook Analytica și toate discuțiile care au fost născute în jurul acestui scandal, pentru că de fapt nu e doar despre Facebook Analytica, nu este doar despre Facebook, este de fapt un eveniment important care a expus omenirii modul în care tehnologia poate cumva să o ia pe diverse cărări, a explicat modul în care funcționează de fapt marketingul online, un lucru amuzant cumva pentru noi din industrie, adică se miră lumea că dacă vizitează un site, apoi acel site face retargetare și așa mai departe. A avut deci și un impact cumva cultural, digital bun, dar pe de altă parte a ridicat și foarte multe semne de întrebare. Cum vedeți voi acum scandalul ăsta și cât de important credeți că e și dacă credeți că merită locul în topul nostru informal de evenimente ale lui 2018? Dacă nu ne uităm doar la piața locală, da, cred că este evenimentul anului. A dus, cum spui tu, în prim plan Facebook și multe din politicile lor, felul în care culeg date, cât de des, cât de mult și cât de lax a fost la un moment dat atitudinea lor față de parteneri. Însă în România, cred că impactul este destul de... Da, sigur, vorbim în principiu de cele mai importante evenimente de tehnologie și digital pe plan local și global. Cumva și în România a fost o dezbatere destul de intensă. Nu știu, spune tu, din punctul tău de vedere, care crezi că e cel mai important eveniment pentru România în tehnologie? Hai întâi să spun, mi s-a fi părut o dezbatere cu adevărat intensă dacă avem Autoritatea de Protecție a Datelor, care ar fi lansat o investigație, ar fi spus... Noi avem acest scandal, vrem să vedem exact ce s-a întâmplat, adică o atitudine din partea unei autorități. Așa faptul că discutăm online, discutăm culmea pe Facebook sau pe rețele sociale despre acest lucru, dar în continuare plătim mai multă publicitate, folosim și mai des platforma și așa mai departe, deci aici. Iar dacă mă întreb care e după mine evenimentul anului, pentru a fi foarte serios, îți spun că este faptul că România în continuare, în mod... jenant, inexplicabil, nu are încă o strategie în legătură cu digitalizarea, cu tehnologia și așa mai departe. Avem o industrie de 4 miliarde de super softiști aici, super programatori care fac soft pentru NATO, pentru tot ce vrei și nu există nicio mișcare în zona asta. Asta mi se pare absolut... Păi cum, există. Am văzut ieri la discursul domnului Dragnea că e foarte nasol cu multinaționalele astea care jecmănesc poporul și...
Domnul deci Dragnea, se face câte ceva, totuși. Da, abordarea corectă față de domnul Dragnea ar trebui să fie următoarea. Să spună ce a făcut, să nu ne mai dea discursuri care și cum ar fi în opoziție. Deci mirarea asta că nu se întâmplă lucruri, că multinaționalele nu plătesc taxe, era ok acum 2 ani, eu știu. Acum ar fi trebuit să vină să spună acum 2 ani, a venit cu același discurs, au trecut niște ani, iată ce am făcut. Deci asta e altceva. Deci eu spun că... Nu-l lasă Soros, mă. Sistemul. Bun, hai să nu politizăm. O să am eu un comentariu legat de tendințele din social media la finalul emisiunii, în care nu o să mă abțin să n-ating și subiectul ăsta. Bun, deci, da, lipsa unei strategii digitale și pentru tehnologia din România sau aparenta lipsă e, într-adevăr, e o macro temă. Avem UiPath. Practic, știrea e că n-a fost nicio știre. Avem UiPath. Unicorn, evaluat la 3 miliarde, care sunt într-o creștere nebună la nivel global. Oamenii ăștia angajează probabil zilnic. Uh-huh. Semnează contracte, sunt căutați de cele mai mari companii din lume, iar în România nu lucrează cu niciun fel de autoritate a statului. Când știm cu toții câtă muncă repetitivă birocratică există. Este o șansă incredibilă pe care o ratăm. Avem în topul celor mai importante evenimente, am inclus un unicorn românesc foarte aclamat pe plan global, a ajuns deja la 3,5 miliarde evaluare. De asemenea, știrea că EMAG este deja la o evaluare de un miliard de euro este cu siguranță o știre importantă pentru mediul de business și pentru tehnologia din România. Alex, tu ce consider că a fost cel mai important eveniment? A fost ăsta cu Cambridge sau altceva? Dacă ne uităm la entuziasmul românilor și la gradul de aglomerare urbană, mi-e foarte clar că evenimentul de tehnologie al anului au fost beculețele puse de primărie prin București. Da, eu... Noroc că n-am avut și vreun brad că chiar ne dădea peste cap. E o cucerire tehnologică absolut importantă. Mai ales că în fiecare an se schimbă, știi? Pentru adică... că aia ar fi, știi, la duce la nivel de... ce să mai... AI, practic. Ca să devin și un pic serios, acum... Cred că în bula noastră evenimentul important de tehnologie a fost implementarea pe GDPR din mai, dar din nou, doar la nivel teoretic, că practic nu s-a întâmplat absolut nimic după. S-au făcut niște bani atunci, s-a făcut niște vâlvă atunci, am înțeles că există un organ de control și că n-ar trebui să luăm în glumă chestia asta pentru că vor începe să facă controle, dar... Problema e dacă le fac ca lumea și dacă amenziile vor fi justificate. Ei sau... se amursează în perioada asta, dar trebuie să uităm că sunt undeva în jur de 30 de oameni cu tot cu șoferi. Toată autoritatea națională de... Și că au vreo 3-4 oameni care fac asta, nu știu nicio. Am întrebat la o firmă de avocatură și mi-a zis că da, există, sunt bine pregătiți, dar nu s-a făcut încă nimic cel cumva public. Mi se pare, eu am inclus, așa am zis, scandalul Facebook Analytica și 2 GDPR, Facebook... cumva 1 și 2 sunt pe aceeași temă, protecția datelor... Facebook Analytica face parte, din punctul meu de vedere, din zona de subiecte de o zi, două, trei. GDPR a fost un subiect de... Nu, come on. A fost tot anul discuția despre asta. Din nou, la noi în bulă. Noi, de fapt, despre Facebook Analytica, e vorba despre, cred eu, conștientizarea faptului că datele personale sunt utilizate la o granularitate foarte, foarte mică și faptul că oamenii cumva cred că au înțeles ceva mai bine cum funcționează... Câți oameni? Poți să te întreb eu? Câți au înțeles? Da. Bă, nu e așa. Nu știu. Nu e așa. Uite, mă uitam, știi ce a apărut acum, nu? Aplicația care întotdeauna pe final de an rupe? Top 9 ăla de la Instagram. Okay. Oameni de tehnologie de la mine din listă. Și-au pus aia. Aia este o aplicație care trage date personale. Come on. Adică, din nou, de asta explică zic puțin pentru ascultători ce aplicație... Avem o aplicație care tot timp, la care, pe care oamenii o folosesc la fiecare sfârșit de an, dând acces la contul lor de Instagram. Da. Aplicația asta măsoară, practic, câte like-uri ai avut la fiecare poză pe care ai publicat-o pe contul de Instagram și își generează un top 9. Topul celor mai de succes postări pe care le-ai avut. Da. În momentul în care dai acces acestei aplicații în contul de Instagram, tu cu mânuța ta trebuie să dai acolo, știi, allow, ca să-ți acceseze contul, practic, să-ți intre în cont. Asta a făcut și aplicația aia. Aici o altă discuție. Credeți că, da, am avut și eu dezbaterea asta, credeți că mai e un issue? Pentru că oamenii parcă doresc să-și dea datele, doresc să fie găsiți. Cred că dacă am face un sondaj pe stradă legat de, nu știu, să întrebăm pe oameni, sunteți de acord să
știe compania noastră de telefonie mobilă în orice moment în ce loc sunteți? Cred că mulți ar răspunde că nu. Dacă le-ai spune că n-ar putea fi sunați de copii dacă au o problemă, evident că ar spune că da, că așa funcționează triangulația. Știi? Dacă întrebi, depinde și cum voi întrebarea, știi? Întrebi, sunteți de acord ca operatorul de telefonie mobilă să știe când mergeți la WC-ul? Răspunsul exact. Va fi 99,9%. Exact. Doamne ferește! Dar asta e valabil și... aveți telefonul la voi când sunteți la baie și dacă sună, sunteți fericiți? Întrebai mai devreme de foști angajați ai Facebook care pleacă și încep să spună chestii. Tu realizezi că asta ar fi valabilă pentru absolut orice angajat din absolut orice companie mare care pleacă și începe să facă, să scoată din context niște mail-uri pe care le-a avut la un moment dat cu șeful sau cu un coleg de muncă. Come on, adică chestiile astea sunt grave atâta timp cât ne dau un subiect de discuție pe Facebook, culmea. Da. Că dacă ar fi doar așa subiecte de discutat între noi la o bere, n-ar vorbi nimeni despre ele. Nu ne-ar păsa, efectiv. Deci atâta timp cât ne oferă oportunitatea să luăm niște like-uri, astea sunt niște subiecte grave. În familie nu cred că n-a vorbit nimeni niciodată de Cambridge Analytica. Nimeni. Asta cred eu. Și la mine în familie s-a vorbit. Eu sunt de acord cu Alex. Cred că subiectul n-a pătruns foarte tare și lumea încă nu conștientizează. Eu cred că avem chiar o situație hilară. Avem oameni care sunt perfect de acord să dea acces total Facebook, Google, Instagram, oricărei aplicații vreți, la date, la ce fac să monitorizeze, dar pe de altă parte se enervează foarte tare și reclamă la Autoritatea de Protecție a Datelor dacă primesc un SMS de la o firmă care face o promovare și de unde ai numărul meu, de ce mi-ai dat SMS-ul, Vodafone-ul și așa mai departe, să vă dea amendă, de-abia așteptam GDPR, deci cred că lumea încă nu percepe cu adevărat cât de mult știu aceste companii și cât de în detaliu se uită la ce facem. A fost un articol în New York Times de curând. Au luat niște date și au văzut de unele aplicații de 14.000 de ori pe zi trimit locația. Luând date brute, au reușit să identifice utilizatori. Și așa mai departe. Deci eu cred că Nu, discuția, lumea încă nu conștientizează. Tu zici că nu conștientizează plecând de la ideea că dacă ar conștientiza, le-ar păsa. Eu zic că sunt foarte mulți oameni care chiar dacă conștientizează, nu le pasă. Sau poate, nu știu, dacă de exact spune... E și asta. Bă, nu mai vreau să mă urmărească telefonul, nu mai pot folosi Waze-ul. Păi în București ar fi dezastru, n-ar mai ajunge nimeni niciunde. Da. Bun, deci... Să zicem, dezbaterea în jurul GDPR, problema cu Facebook, plus... Luminițele. Luminițele. Să trăiască luminița. Plus, lipsa strategiei digitale au fost primele subiecte menționate astăzi în recapitularea lui 2018. Mai avem vreo 7 sau 8 subiecte de dezbătut pe scurt, plus... ce credeam că trebuie urmărit anul viitor. Rămâneți la Upgrade cu Adrian Secelean de la Ziarul Financiar și Alex Negrea de la Social Smarts și cu mine Dragoș Stanca. Luăm puțină publicitate și revenim. Suntem înapoi live, Dragoș Stanca aici, Adrian Secereanu, Ziarul Financiar lângă mine și Alex Negrea, Social Smarts. 0758948948 pe WhatsApp, dacă vreți să intrați în conversație. Trecem în revistă ce s-a întâmplat semnificativ anul acesta și ce urmează în digital și tehnologie. 0758948948. Ce schimbări vor veni în social media în 2019, care va fi cea mai îndrăgită rețea și dacă Facebook va fi la fel de puternic în a activa masele, ne întreabă Valeria Tudoe. Sper că e corect. Ia, hai să vedem. Îndrăznim un răspuns aici? Păi zic eu. Schimbări majore în social media? Schimbări majore nu. Cred că o să vedem zona asta de fake news din abundență, discutându-se despre cel puțin. Urmează an de alegeri, nu? 2019. Da. O să fie minunat. Deci în social media vă zic, o să fie absolut minunat, o să vedem la fake news de-astea pe extreme, pe ură rasială, pe de toate, persoane cu inclinație sexuală diferită de a noastră și multe altele. Iar legat de cât de bine va putea să miște masele Facebook, cu absolut siguranță da, pentru că, nu știu, dacă faci ads, știi sigur că asta se întâmplă. Adică sunt atât de multe filtre noi care apar acolo practic în fiecare lună,
Poți să targetezi oameni în funcție de... Poți să targetezi orice. Oameni care au relații la distanță. Și asta cam spune tot. Scandalul Cambridge Analytica a fost discutat în mult mai multe case din București decât cred invitații tăi, Dragoș, și în mult mai multe birouri decât cred ei. M-aș bucura să fie așa. Salut, una din schimbările pe care, de care Facebook are nevoie cu adevărat este să ai opțiunea de a da like propriului like. Ok, o să transmitem lui Mark Zuckerberg. Mai întreabă cineva, apropo, dacă vreți să vă citez numele, trebuie să-mi spuneți cine sunteți ca să nu vă zic numărul de telefon și să intru în buclu cu GDPR-ul, că nu văd decât numărul de telefon pe WhatsApp. Dacă GDPR se aplică și atunci când cumpărăm mazăre de la magazin sau suntem filmați la casă sau la ieșire, cum funcționează GDPR-ul în acest caz? Nu avem expert GDPR aici, nu știu dacă știm cum funcționează în cazul camerelor de supraveghere din benzinării și așa mai departe, când îți dai acceptul că vei fi filmat. Din câte știu eu, dacă, mă rog, dacă folosesc imaginile respective doar pentru for your own safety, e ok. Dacă vor să le folosească în scopuri comerciale și pentru a te identifica în scopuri, din nou, comerciale, atunci nu mai e ok. Da, concluzia ascultătorului nostru este că oricum nu te poți ascunde. Da, asta era și ideea aici, că probabil e un pic exagerată discuția asta vis-a-vis de privacy, pentru că mulți oameni doresc să fie supravegheați. Bun, hai să trecem mai departe. Eu am pus aici, în topul meu, pe care puteți evident să-l contestați, ca fiind important în 2018 faptul că se văd din ce în ce mai multe consolidări, achiziții și mișcări strategice. Zic cumva că semnalele din America dau o linie și pentru ce se va întâmpla în restul lumii. AT&T a cumpărat Time Warner, care deține printre altele CNN și HBO, deci practic un operator telecom cumpără o companie media. Să dăm un exemplu din România, ca și cum nu știu, Orange ar cumpăra grupul Mediafax, de exemplu, pentru că avem ziarul financiar aici, sau invers, cum s-a întâmplat, există un grup asemănător, RCSRD, care are și zona asta de telecom și are și media, deci media și telecom se apropie, o tranzacție de mare, de 85 de miliarde, care înțeleg că acum a câștigat AT&T procesul pentru că ar fi fost contestată această achiziție ca fiind o consolidare prea puternică. Disney, la fel, a cumpărat 20th Century Fox, alte achiziții. Apple a cumpărat Shazam. Sigur, nu e o achiziție mare din punct de vedere financiar, dar este o achiziție interesantă din punct de vedere al strategiei Apple să aibă o aplicație de tipul ăsta în ecosistemul Apple, eliminând de altfel și posibilitatea de a avea publicitate în Shazam, pentru că Apple are această filosofie că nu își vinde utilizatorii. Mai aproape de noi, Vodafone a cumpărat UPC. Adrian, cum vezi toate aceste mișcări? Ce alte lucruri crezi că ar trebui consemnate aici? Pentru noi e relevant știrea pe care ai menționat-o la sfârșit, în primul rând, cea cu Vodafone, care a cumpărat operațiunile UPC din mai multe țări, inclusiv România. Este o mișcare care arată faptul că mulți operatori nu mai au o marjă de profit suficient de mare sau nu mai au marja de profit cu care erau obișnuiți și este o mutare care să-i ajute să-și apere sau să crească un pic marja de profit și pe de altă parte arată și goana, galopul către pachete fix, mobil, servicii fixe, servicii mobile, conținut în pachete, deci vom avea, imediat ce tranzacția va fi aprobată de Comisia Europeană, vom avea un nou jucător care va oferi în România pachete complete de comunicații. Și este o tendință pe care trebuie să o urmărim, zic eu, pentru că în continuare cred că nu este procesul acesta de consolidare al pieței de telecom din România nu s-a oprit și cred că va continua. Mai sunt și alți jucători care se gândesc, discută, nu e ceva ce se va întâmpla în 2019, dar cred că în 2019 se vor pune bazele, adică vor continua discuțiile și vor fi și mai în detaliu. La ce s-a întâmplat în Statele Unite, ce spuneai tu la început, în Europa nu există un jucător de talia Netflix și dacă ar vrea cineva, Orange sau Deutsche Telekom, să cumpere un mare furnizor de conținut, nu există un Netflix.
Bun, dar poate vom asista la, nu știu, consolidări locale sau ești sceptic în această privință? Adică, nu știu, Orange n-are încă divizie de media, Vodafone încearcă ceva mai timid pe producția de conținut. Crezi că e o direcție în care putem să ne uităm, nu știu, o televiziune să fie achiziționată de un telecom în România în următorii ani? Nu știu dacă Vodafone și Orange, adică aici nu trebuie să ne uităm local, ci trebuie să ne uităm la direcția dată de la headquarter, pentru că, să fim serioși, direcția de acolo este dată și nu cred că, cel puțin, în primul rând, cred că vor să-și rezolve alte probleme, să asigure infrastructura, să aibă fix, să aibă mobil, adică să-și completeze cine nu are fix, să aibă fix, cine are un mobil care nu e prea bun să-și completeze mobilul, adică cred că în primul rând îi preocupă povestea asta. Ca și jurnalist de atâția ani în zona asta de tehnologie, cum vezi situația din România versus alte piețe? Nu știu, există comentarii că avem prea multe companii de telecom, că există o consolidare destul de subțire a pieței, ea e corect sau nu? În mod clar, nu este o piață în care mari jucători, Orange, Vodafone și Telecom și UPC, care pregătește să plece, se simt bine. Pentru că, într-adevăr, este o concurență destul de puternică pe preț. Le-ar plăcea, cred, foarte mult să primească un ok ca numărul de operatori mari să se reducă de la 4 la 3. E clar că există o dezbatere în sensul ăsta? Există o dezbatere la nivelul Uniunii Europene. Toți Deutsche Telekom și Orange tot încearcă și chiar de curând la Paris, șeful Deutsche Telekom a fost la un eveniment tradițional al Orange, a urcat pe scenă alături de CEO Orange și au spus vom colabora și mai strâns împreună, vom lucra și mai mult împreună, trebuie să schimbăm reglementările, sunt prea mulți operatori, trebuie să ne lăsați să facem bani ca să construim 5G. Da, interesant. Ar fi bună și în... Mă rog, vorbesc prostic. Mă gândeam, ar fi bună și în presă o chestie. Să nu-și mai lanseze orice nebun cât un site de știri și așa mai departe. Andrei Strățilă ne spune că în 2019 vom vedea ce înseamnă 5G. Crede de asemenea că în decembrie 2019 Facebook va conta mai puțin decât azi, atât ca social media cât și pe Wall Street, iar în 3-5 ani the weapon of choice vor fi aplicațiile care se coc în incubatoare. Google, poate și Apple, dar mai puțin probabil, vor oferi servicii financiare complexe beyond banking. Iată ce ascultători informații avem. 0758948948, comentariile voastre sunt importante în dinamica emisiunii. Puteți trimite și mesaje audio dacă vreți să vă testați vocea radiofonică, le vom difuza. Dacă înjurați, știți ce pățiți. Alex, crezi că ar fi ceva de completat aici? Nu neapărat. Cred că, mă rog, aș avea o mențiune așa ca să ne luăm foarte în serios. Dacă înainte să cumpere televiziuni și faze astea, poate ar trebui să rezolvăm o dată problema aia cu roaming-ul care trebuia să fie gratis și nu e. Mie mi-ar plăcea, gen, stați așa că de fapt e cu extra opțiuni alea pe care le aveai, dar de fapt trebuie să iei o altă extra opțiune care ți-o anulează pe aia din țară. Știți discuția de pe social media, deci, dragi operatori telecom, mai lăsați-ne. Apropo de 5G, Adrian, ce părere aici, care sunt, mă rog, planurile celor din Telecom, oficial, neoficial, în România? Cum vezi impactul în dezvoltarea altor lucruri? Pentru că 5G înseamnă, mă rog, viteze mult mai mari la upload, la download, posibilitatea de a dezvolta diverse aplicații mai performante și așa mai departe. Ce știm despre 5G în România este calendarul anunțat de autorități, potrivit autorității de reglementare în comunicații, undeva la sfârșitul anului viitor, deci cam pe vremea aceasta, ar trebui să avem licitația finalizată și spectru radio necesar, adică necesar, care să completeze ce au deja operatorii să fie vândut. 5G va fi mai puțin despre zona de consumatori, adică e clar că și noi vom putea, vom avea de câștigat din vitezele mai mari, dar în primul rând este vorba de mediul de business, de faptul că operatorii vor putea oferi companiilor viteze foarte mari și foarte reliable, foarte de încredere, la viteze mari, cu latență foarte mică, cu viteză de transmisie a datelor foarte mică,
Și aici va fi lupta principală și aici deja operatorii se gândesc cum să facă să le arate companiilor din cât mai multe industrii ce va însemna de fapt 5G. 5G care permite zeci, sute de mii de obiecte conectate la internet să poate conecta ușor, fără probleme, fără gâtâirile care există cu tehnologiile actuale. De asemenea, le va permite să felieze rețeaua, adică ce nu pot face în momentul de față, să acorde prioritate unor tipuri de servicii, unor anumiți utilizatori. Deci vom putea, ei vor putea vinde SLA-uri foarte strânse, așa foarte bune pentru companii, dar și la, teoretic, și la prețuri mai mari. Deci, în primul rând, este vorba, 5G-ul va fi, în primul rând, despre mediul de business. Vom avea de câștigat și noi consumatorii, dar, în primul rând, acolo se lupta, cel puțin a industriei de telecom. Cu Adrian Secelean de la Ziarul Financiar și Alex Negrea de la Social Smarts discutăm despre ce a fost important în digital and tech în 2018. Urmează să vorbim despre deepfakes, despre nebunia Bitcoin, despre progresele din inteligența artificială, AR, VR. Vorbim puțin și despre ASMR, un nou trend în social media, mai ales pe YouTube. Rămâneți deci cu Radio Guerilla la Upgrade, pentru că e o discuție interesantă, zic eu. Mai ascultăm puțină muzică și revenim în foarte scurt timp. Upgrade Live, Dragoș Stanca aici, Alex Negrea și Adrian Seceleanu lângă mine în studio despre cele mai importante evenimente din tehnologie în 2018 și ce ne așteaptă în 2019. Avem aici un frumos glob de cristal. Încercăm să facem câteva predicții mai pe finalul discuției noastre. Am discutat despre GDPR, despre Facebook Analytica, am discutat despre impactul 5G, despre consolidările din telecom. Un alt subiect, cred, important anul acesta a fost accentuarea discuției despre viitorul blockchain și despre avântul și semi-decăderea Bitcoin, care a avut niște fluctuații de la 18.000, 17-18.000 de dolari acum vreun an, pe vremea asta la circa 3.000-3.500 de dolari. Acum, deci, cine a avut inspirația să cumpere la 20.000, acum cam are emoții. Am avut și în prima parte a emisiunii dezbaterea vis-a-vis de impozitarea veniturilor din criptomonede. Am dialogat puțin cu Antonio Eram de la Mobile Pay pe acest subiect. Încă în dezbatere, o abordare interesantă. Practic, spune Antonio că cumva statul român recunoaște implicit prin impozitarea veniturilor din cripto faptul că există acest sistem paralel monetar, cumva virtual, și că sunt implicații mult mai serioase decât cele luate în calcul în goana după bani la buget. Bun, Bitcoin. Ce părere aveți despre monedele virtuale și despre blockchain în general? E doar un foc de paie? E ceva care va schimba omenirea, așa cum se vorbește în anumite cercuri? Eu nu pot să zic că sunt vreun specialist în blockchain sau Bitcoin, dar din ce am citit despre blockchain, în niciun caz nu e doar o bulă și eu chiar cred că, din nou, ca amator, cred că blockchain o să schimbe tehnologia din toate punctele de vedere, dar mai avem niște ani de early birds. Testat. Bine, cam ceva de genul. Toată lumea e foarte mare susținător, Adrian Georgescu, toată lumea care a fost pe aici, da, în principiu, chiar are super crede potențial în blockchain mai mult decât în cripto. Da, exact. Așa și eu. Acum de cripto e greu să susții o chestie care în ultimii ani sau în ultimul an a scăzut atât de mult și mai ales dacă ai măcar un Bitcoin cumpărat sau jumătate sau 10%. Depinde, dacă ai luat cu 20 sau cu 30 sau cu 100 de dolari, depinde încă ești mulțumit. Cumpărat. Corect. Da. Da. Dacă ai cumpărat când erau 50 de cenți, ești super fericit. E vorba și de investiții pe termen lung, că totuși să ne gândim la cei care au cumpărat Apple acum 10 ani. Adrian, tu mai ai 100 de Bitcoin cumpărat? Nu recunosc nimic. Sunt la el pe pe noptieră. Pe cartă. cum vezi, Adrian, povestea asta?
Ce putem spune clar și confirm ce spune Alex este că tehnologia blockchain în sine este aici și va rămâne în continuare. Avem bănci mari care sunt prezente și pe piața locală, care au făcut zeci de experimente de proof of concept, au testat diverse modele de business și se pregătesc să lanseze produse, servicii bazate pe blockchain. Și sunt foarte multe, într-adevăr, foarte, foarte multe lucruri care se pot face folosind blockchain, care vor schimba multe zone de business. Deci, dacă e să facem un pariu, blockchain este aici, va rămâne și va deveni din ce în ce mai, din ce în ce mai folosit. Deja marile bănci se pregătesc să lanseze produse pe... Zona financiară, da, e wow. Da, mă rog, e și implicația în zona generală de business prin smart contracts, practic, da. Prin blockchain, orice înțelegere între două părți poate fi mult mai betonată și mai inatacabilă prin justiția tradițională. Da, e de văzut încotro, va și duce sunt multe, într-adevăr, multe posibilități. Posibilitatea de a confirma că, nu știu, tu îți permiți un credit, că ai vârsta legală, să cumperi tutun, fără ca cel de la care cumperi sau care îți dă creditul să vadă exact, ce salariu ai sau ce exact vârstă. Adică blockchain permite și lucrul ăsta să confirm că ai ceva, că poți face ceva păstrând secretul însă. Confirmare digitală, privacy rup. Nu știu cum să-i zic, da. Găsiți pe upgradelive.net o discuție de oră și ceva despre cryptocurrencies cu trei invitați. Era unul dintre ei, Sebastian Cochinescu, avea o aplicabilitate interesantă în sistemul de distribuție, practic. De exemplu, să știi în orice moment că medicamentul pe care îl cumperi sau orice produs alimentar provine într-adevăr din locul în care se spune că provine și așa mai departe. Da, deci clar, blockchain în general e un pariu al umanității destul de provocator și de interesant. Pe criptomonede probabil vom mai avea probleme cu intervenția statului, cu diverse reglementări. Iată, chiar și în România astăzi s-a discutat despre impozitarea veniturilor din cripto. Deci încă nu e clar cumva. Până la legalizarea criptomonedelor, cred că mai aveam vreo două chestii despre care se vorbește de mult. Zic să le luăm așa, treptat. Ce vrei să se legalizeze, păi, Alex? Păi mă gândeam așa la... Nu știu, top of my mind. Așa. Marihuana, gen. După care prostituția. Sunt niște discuții ca să ample pe tema asta. Nu zic că e un interes al meu. Zic doar că sunt discuții de ani de zile și brusc ne-am gândit să legalizăm criptomonedele care... Da, e de văzut. Măcar hai să mai discutăm despre asta un pic. Acum? Putem. 0758948948. Așteptăm și intervențiile sau părerile voastre prin WhatsApp. Un alt subiect care, mă rog, preocupă dincolo de fake news, care deja e old news, e dezvoltarea asta înfricoșătoare din punct de vedere al sănătății noastre informaționale, a ceea ce se numește deep fakes. Pentru cei care nu știu, practic, deep fakes înseamnă știri false atât de bine făcute încât nu poți deosebi adevărul de minciună. Sunt simulări ale vocii, sunt simulări ale modului în care anumiți lideri vorbesc. Nu știu, să dau un exemplu extrem. Nu e atât de dificil să realizezi un clip în care Donald Trump să spună că va ataca nuclear o țară care ar putea să creadă și să riposteze înainte de a se întâmpla ceva ce oricum nu ar fi trebuit să se întâmple. Cum vezi, Adrian, impactul în jurnalism, în modul în care puteți să faceți meseria și în modul în care oamenii vor fi dezinformați profesionist? Văd un risc foarte mare, pentru că aceste deepfakes vor păcăli și pe cei, în primul rând, problema e că vor păcăli pe cei pe care de obicei, se uită, verifică, sunt un pic mai la curent, nu pur și simplu defilează prin diverse surse de informare și cred pur și simplu.
va fi o presiune mai mare pe verificarea știrilor, să vedem cine o va face. Va fi un robot, va fi un om. Ce mă enervează pe mine cel mai mult la răspunsurile pe care, în special Facebook, dar și Google, le dau așa cumva standard când vine vorba de această problemă, vom lucra la îmbunătățirea algoritmilor, vom dezvolta sisteme de inteligență artificială care vor identifica mult mai prompt toate aceste lucruri. Nu se prea vorbește despre oameni. Bine, dacă te uiți pe cifrele pe care le face Google și Facebook, au un randament uluitor per angajat, undeva la peste 600.000 de euro pe an, pe cap de angajat uman, ca să spun așa, și atunci în mod evident eforturile principale sunt în automatizare și așa mai departe. Din păcate, nu cred că viața poate fi automatizată și mai ales domeniul ăsta, mie mi se pare cumva la fel de important ca, nu știu, industria alimentară sau industria farmaceutică, poluarea minților noastre în permanență cu tot felul de mizerii și tot felul de știri contrafăcute, poate să genereze, Doamne ferește, războaie, conflicte. Uite, chiar în Franța ce se întâmplă, rolul important îl are social media scăpată cumva de sub control. Alex, cum vezi treaba asta? E o discuție fără sfârșit. O să terminăm cel târziu la 9, adică maxim. Băi, eu nu cred că nu sunt pesimist, dar eu nu cred că dacă ne dorim internet nereglementat așa cum e acum și democratic, să zicem, nu cred că există soluții 100% eficiente și nici legislative nu mai zic, caman, adică cât să ții asta în frâu. Deci, cumva, eu cred că responsabilitatea e mai degrabă la utilizator decât la platformele astea. Uite, de exemplu, Christopher Wiley, de la care a pornit scandalul Cambridge Analytica, cu care am avut un interviu exclusiv la Upgrade, care este disponibil pe upgradelife.net, da. E un mare fan al legalizării, al introducerii unor măsuri legislative în responsabilizarea Facebook, de exemplu. Crezi că e un pericol ăsta? Există. Facebook și chiar și în România este declarat spațiu public, nu? Asta înseamnă că te supui legilor cărora te supui și când mergi pe stradă. În sensul că chiar au fost oameni care au fost chemați la tribunal pentru că, de exemplu, au înjurat poliția la ei profilul de Facebook. Și au fost chemați să dea explicații, dar eu nu mă refer la asta. Mă refer că, indiferent câte legi ai da, cât să reglementezi povestea asta, dacă mâine tu te hotărăști să pui un fake news la tine pe profil, Facebook nu o să aibă cum să te împiedice sau nu o să aibă cum să mă împiedice pe mine să iau de bun acel fake news, eu având încredere în tine sau eu fiind biased pe domeniul respectiv, că așa se provoacă lucrurile. Da, eu spun și eu destul de des asta în interviuri, că mă enervează foarte tare definiția asta cu spațiul virtual. Nu e nimic virtual, fraților. Este cât se poate de real, doar că se întâmplă online. Revenim la cele mai importante subiecte din tehnologie pe anul ăsta și ce ne așteaptă la anul. În foarte scurt timp luăm încă puțină publicitate. Radio Guerilla, 20 și 26 de minute. Sunt Dragoș Stanca, ascultați Upgrade. Dacă o faceți pe podcast, nu contează cât e ceasul, upgradelive.net. Puteți găsi înregistrările tuturor emisiunilor, de obicei în aceeași seară, cu difuzarea live la Guerilla. Sunt alături de mine cu Adrian Seceleanu, jurnalist de tehnologie la Ziarul Financiar, și Adrian, Alex Negrea. Îți dau și un... Ți-am tăiat microfonul, nu te mai... Alex Negrea de la Social Smarts, consultant social media. Ce mi-am dorit și eu toată viața să fiu consultant, dar n-am reușit că nu mi-a plăcut cartea. Nici jurnalist nu mi-a ieșit prea mult timp și uite, m-am întors acum din antreprenoriat să fac și puțin jurnalism așa ca hobby. Bun. Din zona celor mai importante lucruri din 2018 am mai pus aici pe listă progrese vizibile în zona de AI, inteligența artificială, lansarea Google Duplex, de exemplu, asistentul care imită perfect un dialog uman, face inclusiv pretty scary.
Alex, vezi că se difuzează și video, nu mai fă și semne obscene, te rog frumos. Nu mă gândeam că poate să facă și asta în curând. Așa, sau Pixel Buds, căști care fac traducerea instantaneu, un avans tehnologic interesant, zic eu, care deschide multe, multe căi de comunicare. 0758948948 pe WhatsApp, dacă vreți să ne contraziceți sau dați dreptate sau contribuiți la upgrade. Cum vi se pare evoluția asta în zona inteligenței artificiale? Dacă sunteți fanii teoriei că ar putea scăpa de sub control, cum spune Elon Musk, că e un big thing, dar că cu siguranță nu o să putem controla și că vor fi consecințe destul de greu de prevăzut. Google, pe de altă parte, în 2017, într-un call cu investitorii, a anunțat că schimbă strategia companiei din mobile first în artificial intelligence first. Deci e clar că încercăm să creștem cât mai mult productivitatea, să accelerăm progresul și inteligența artificială contribuie la asta. Din păcate, uneori inteligența artificială nu e atât de inteligentă și mai face și gafe ca un copil încă necrescut bine. Ce părere aveți? Păi dacă nu e crescut bine, vina programatorului, pentru că momentan e doar un algoritm acolo. El rulează, dacă se întâmpla, face deșe. E dublat și de machine learning. Una dintre predicțiile pentru 2019 este că machine learning plus artificial intelligence vor face dragoste și vor crea ceva fantastic. Alex, de ce ești așa sceptic? Nu știu, mi se pare că vorbim despre o chestie absolut rudimentară. Și vorbim cam prea mult despre ea. Există un articol, nu mai știu cine l-a scris, și mi s-a părut foarte bun, în sensul că ne cam dăm seama că nu merge. Uh-huh. Nu? Inteligența artificială nu prea merge. Dacă o pui să administreze Facebook-ul, nu merge. Adică ne e clar. El a dat atâtea că fail-uri încât nu merge. Hai să fim serioși, nu merge. Da. Okay. O pui în sound speakers, astea pe care le au toți, și Google, și Amazon, și Apple. Nu e cam e ca și cum funny, nu vreau să, e funny, e la nivel de funny. O pui, nu știu, o pui să învețe cum să-ți închide jaluzelele, le închide, dar e posibil să te trezești cu ele neînchise, știi? Adică e cumva vărul ăla needucat încă. Pe care okay. Mai bine îl chem pe verișorul tău în vizită. Știi, nu știu, mi se pare că momentan ar trebui să ne bazăm pe oameni, pe ce putem face. Mm-hmm. Zuckerberg a zis că urmează să angajeze sau chiar a angajat încă 30.000 de oameni care să modereze conținutul din platformă și AI-ul este așa, știi, îl învățăm să facă chestii. Deci, eu nu sunt foarte încrezător că în 2019 o să avem AI la nivel de cum ne dorim noi. Gen, să ne ocupe planeta, să devină mai deștept ca noi. Cam în ultima oară când i-au pus pe doi AI de ăștia într-o cameră, au inventat o nouă limbă pe care nu înțelegea nimeni și toată lumea a căzut pe spate. Gen, wow, trebuie să-i oprim. Da. Cine știe ce, poate cam spuneau bancuri. Da, știu. Poate puneau ceva la cale, da. Da, și eu sunt, adică sper că se vor întâmpla lucruri, dar nu cred că suntem încă acolo. Mai avem vreo 5, 6, 10 ani. Lucrurile sunt la început, într-adevăr. Încă sunt mici bucățele de cod care rezolvă lucruri simple. Eu știu, cineva vrea să știe, a plătit factura, n-a plătit și poate să răspundă. Și zice hello, dar hello, Adrian. Lucrurile merg în direcția asta și cred că la un moment dat va trebui să ne punem problema să, nu știu, să avem o reglementare în care să obligăm companiile de un anumit nivel să aibă un om să răspundă în caz că, nu știu, vrei să vorbești cu cineva sau poate asta va deveni lux, ceva cum este, nu știu, printul. Ceva foarte rar. Să ai o companie unde să poți suna și să vorbești cu cineva. Cred că va deveni au ceva. Au încercat-o și la noi niște ING-ul, au avut și are în continuare gen inteligență artificială la call center. Și Vodafone. Vodafone, uh-huh. Deci ok, cu niște mesaje presetate, dar nu știu dacă poți să-i spui inteligența, asta e faza. Probabil că ușurează, de exemplu, procesul de selecție la ING când suni, te întreabă ce problemă ai, recunoaște anumite cuvinte cheie, exact. Directează în anumite zone din call center, probabil că makes sense. Da. Și tot în robotul ăla nu se poate trezi dimineața deprimat. Da, sau nu se ceartă cu iubita sau cu iubitul.
VR și AR, par cumva, nu știu, impresia mea este că s-a vorbit foarte mult în 2017, în 2018 parcă mai subțire, dar totuși au apărut niște device-uri noi. Oculus a lansat device-ul care nu mai are nevoie practic de un computer de mare putere ca să funcționeze. Credeți în realitate virtuală și augmentată? Ce părere aveți vis-a-vis de dezvoltările în această direcție? Eu încă n-am văzut ceva convingător așa, să, nu știu, poate în viitor vor reuși, poate, nu știu, Dragoș, o să faci IC Fest virtual și o să vinzi bilete ca lumea să-și pună căștile de acasă și să uite, dar momentan am văzut la câte, am fost la foarte multe conferințe, la una singură cineva a folosit succes, aș spune, și un pic de AR, dar încă nu știu. Poate Alex a interacționat cu mai multe sau da, mai altă. Da, poate n-a intrat pe site-ul legal. Zic eu Pornhub. Deci, cred că pe porn VR-ul rupe și statisticile arată asta. Practic, nu e un lucru bun. Ai încercat? Am încercat. E absolut spectaculos, dar zic că nu e un lucru bun pentru că pentru un om care și așa poate că are niște probleme de integrare socială sau chestii de-astea, VR-ul cu Pornhub și eventual într-o combinație și cu o păpușă de aia de silicon care mai nou e și caldă, adică mimează, atât că nu vorbește și nu are inteligența artificială pe care ne dorim toți, deja nu mai are, omul ăla nu mai are niciun motiv să iasă din casă. Deci, plus gaming, eventual. Păi da, că VR-ul se combină și cu PlayStation și acolo s-a terminat. Iar AR-ul, am văzut niște exemple bune pe zona asta de design interior. IKEA are o aplicație bună de AR cu care vezi cum arată mobilierul lor la tine în casă, nu mai trebuie măsurător nimic. Da, mai există Google Lens care practic îți permite un fel de search vizual pe străzi prin camera Și telefonului. Aplicabilități interesante în AR. Aplicabilități multe în zona aia, da. Probabil că în zona de entertainment VR-ul are o șansă, dar mi se pare încă destul de mică adopția acelor headset-uri foarte scary. Păi, nu, tocmai asta e, că Oculus a deschis poarta către super tehnologie pe device-uri accesibile oricui, gen cât costă, $150 sau nu știu, $100? Cred 350, am impresia. E mai scump? Ok. Pe de altă parte, mie mi se pare că zona asta de AR are un potențial destul de mare în suprapunerea de lucruri în realitatea imediată. În momentul în care tehnologia va evolua suficient de tare cât să avem, de exemplu, ochelari sau lentile de contact cu capabilități AR. Gândește la, nu știu, ghidaj, la inclusiv la outdoor sau inclusiv, nu știu, la parcuri tematice. Nu știu dacă sau te-ai jucat vreun joc în AR cu iPhone-ul? Da, am încercat. Este absolut spectaculos. Și mare fan, da. Păi nu, nici eu, că oricum pe noi nu o să ne prindă. Dar mi se pare că când te naști, cred că tot timpul trebuie să luăm în calcul generațiile care se nasc cu fiecare zona asta de tehnologie. Uite, Pokémon Go în continuare un joc de succes, dar s-a dus în nișă, adică după explozia extraordinară asta de la început. Întâmplă. Da. Continuăm retrospectiva lui 2018 în tehnologie cu Adrian Seceleanu și Alex Negrea. Mai luăm câteva spoturi publicitare, suntem victimele propriului succes, apoi ne întoarcem la Upgrade. Astăzi spunem 2018 în tehnologie și în digital. Alex Negrea de la Social Smart și Adrian Seceleanu de la Ziarul Financiar mă ajută să trecem în revistă ce a contat anul trecut. Am trecut deja prin multe subiecte pe care le puteți recupera pe upgradelive.net, unde găsiți toate podcasturile emisiunii noastre. Și așa mai pe final vorbim despre ce ne așteptăm de la 2019. Dar înainte de asta aș vrea așa un subiect mai ușurel, pentru că avem două trebșoare, una semi-amuzantă, și anume că YouTube a reușit performanța să producă videoclipul care a adunat cele mai multe unlike-uri din istoria platformei, și anume videoclipul care subliniază cele mai importante momente ale anului, YouTube Rewind. Sper să nu se întâmple același lucru și cu Upgrade, în care să producem povestea asta cu
ce s-a întâmplat în 2018, să luăm unlike-uri. Interesant ca și reacția a fanilor. Alex, tu ești pe social media. Cum îți explici ce s-a întâmplat cu YouTube? Yeah. Perfect, dacă mă și aud, este minunat. Mă rog, nu-i pot să explic eu. Cred că în timp YouTube a devenit altceva decât își doreau oamenii care accesează YouTube în anumite scopuri și mai cred că pe YouTube a apărut acest trend de a fi împotriva sistemului cumva, care se manifestă cel mai bine atunci când YouTube lansează câte ceva și toți oamenii sunt în dezacord cu chestia aia. Dar ce mi se pare mie cel mai interesant din toată povestea asta, la fel cum mi se pare și pe Facebook, să te manifesti negativ legat de YouTube pe YouTube. Ăsta mi se pare mie procesul care ar trebui studiat de psihologi. Gen, cum explicăm chestia? Că una este să pleci din rețea și să te plângi pe Facebook și să zici eu nu mai intru pe YouTube niciodată, nu-mi place ce se întâmplă acolo. Alta e să crești prețul acțiunilor Google sau Alphabet folosind rețeaua pentru a-ți declara nemulțumirile. E o contradicție acolo. Da, e interesant. Pe de altă parte, una dintre explicațiile care mi s-au părut valide e cumva că YouTube încearcă să transmită un mesaj mai ales către advertiser, să spună, exact, uite ce... Ei comunică cu companiile, nu cu... Și e o ruptură față de, de user. Pentru că, din păcate, userii de social media și de YouTube apreciază inclusiv extravaganțele, apreciază inclusiv ieșirile în decor, de genul băiatului eluia care a filmat oamenii care se sinucideau în pădure în Japonia și așa mai departe. Lucruri de care advertiserii, principalii finanțatori ai Google și YouTube implicit, fug, practic. Da, și același băiat care a filmat sinuciderea aia din pădurea din Japonia a făcut ulterior, în vară sau nu știu, în septembrie, s-a bătut într-un meci de box cu alt YouTuber și au generat evenimentul cu cele mai mulți utilizatori care au cumpărat vreodată un bilet la o chestie generată de niște YouTuberi. Andrian, tu cum vezi nebunia asta cu producția de conținut direct de utilizatori și adresarea directă către public, fără intermedierea unui newsroom, fără intermedierea unui factor, mă rog, moral, să spunem așa? E o realitate pe care nu putem schimba și trebuie să recunoaște că poate na, eu și eu mă uit, sunt lucruri pe care le caut pe YouTube pentru că știu că le găsesc acolo, adică și faptul că sunt atât de multe reclame acum pe YouTube în România arată că utilizatorii sunt acolo și nu știu, ne uităm, mă uit, metrou, pe unde mai, lumea chiar e acolo, ecranul este pe YouTube, fie că ascultă muzică, lumea se uită acolo și nu tot conținutul e prost. Da. Citeam ceva interesant în Wired că YouTube a început să favorizeze, să pună mai în față clipurile lungi, tocmai pentru a putea să afișeze mai multe reclame. E un trend și în Facebook, cu Facebook Watch, Ad Breaks, e formatul lor care e super enervant, dar aducător de venituri suplimentare, practic se întrerupe vizionarea, ca la televizor, cumva, doar că spre deosebire de televiziune, uneori n-are noimă acea întrerupere, intervine așa când ți-e lumea mai dragă. Pentru că e AI în spate. Spune un ascultător pe 0758948948 că putem vedea și trimite un link că Amazon a conceput Alexa în România la București. Nu știam asta, există? Nu știu dacă a conceput, dar e posibil să fi contribuit. Amazon a avut inițial un centru important la Iași și a venit de curând și în București, unde într-adevăr are un număr important. Uite, un subiect pentru Ziarul Financiar, o să-ți trimi link-ul. Da, ultimul subiect de anul ăsta pe care vreau să-l adresăm este legat de apariția unui nou fenomen care apare de altfel și în YouTube Rewind și anume, în caz că n-ați auzit, se numește ASMR, adică Autonomous Sensory Meridian Response. Practic despre ce este vorba? Este vorba despre sunete de acest gen.
pe care ascultătorii le pot auzi în căști. Exact. Sunt și interviuri. Haideți să auzim puțin ASMR. Ia să vedem dacă îmi iese. Aici un domn freacă o pană. Practic se pare că pentru mulți acest sunet este foarte plăcut. Să încercăm și altceva. Auric, ce să spun. Aici e, nu știu, un obiect mângâiat. Mai departe. Borcan. Borcan atins. Unghiile. Unghiile. Iar pe unghii e un fel de plastic. Mai încercăm ceva? Dacă avem printre ascultători ASMR-iști, place cuiva chestia asta? Multor oameni. Mai este un burete de bucătărie, ceva de genul. Plantă. Îți place? ASMR. A fost o cutie de 7-Up care a fost vărsată. Da, deci cam asta e ideea. Cum vi se pare nebunia asta? A zis bine cineva pe Quora, evident că a apărut întrebarea asta pe Quora, de ce ne place atât de mult ASMR? Și cineva zicea acolo, știți device-urile alea pe care le găsești prin toate piețele, pe la toate talciocurile, știi, care arată ca un tel, care era o chestie, ți-o puneai pe cap și gen îți făceai masaj cu ea? Avea o coadă și niște antenuțe Pro 5. Da, da, da. Există... Costă foarte puțin, era gen cu 5 dolari, 5 euro îți luai o chestie de aia. Oricât de proastă era, dacă îți făceai așa cu aia cap, îți dădea niște... Că de fapt ăla e emoția pe care îți transmite. Da, pe de altă parte, ASMR-ul se adresează doar unor oameni. E ca da, și, nu le place tuturor. Da, pe unii irită, pe alții relaxează. Exact. Este un reportaj pe Netflix făcut de cei de la BuzzFeed, pe care îl recomand. Follow Me se cheamă seria de documentare, iar una dintre temele abordate este ASMR. Zice cineva, e foarte ok ASMR, există chiar și porn ASMR. Da, există. Nu o să difuzăm acum. E atât pe Google. Suntem în postul Crăciun. Ca să-ți dai seama cât de puternic e un trend, te uiți odată la Google și pe Google este în top searches și te mai uiți odată pe zona de porn și pe, inclusiv pe site-urile de porn, ASMR este pe top searches. Și... Are și o conotație ușor erotică. Are. Unele dintre vedetele ASMR sunt senzuale. Faza e că mie mi se pare o oportunitate ratată pentru toate posturile de radio care nu au făcut măcar un 5 minute pe zi de ASMR. Iată, în condițiile în care este un trend. În premier în România, da, la Radio Guerilla. Iată. Audiențele au explodat. Dragoș. Nu există explicație, dar iată, doar vocea României ne mai concurează. În rest... Poate Exatlon în fazele finale ale competiției. Sau Insula Iubirii. Sau. Asta începe să se transforme în Insula Iubirii. Bun, hai să vorbim puțin despre... Ne întoarcem la lucruri cu adevărat serioase. Vorba a fost din nostru invitat Teo. Lucruri de urmărit anul viitor. Eu am listat câteva, o să nu mai avem foarte mult timp, o să le turui puțin și o să vă rog pe voi să vă spuneți perspectiva în ultimele
3-4 minute pe care le avem. 1. Mi se pare că se ascute lupta dintre giganții globali și autoritățile locale. Prin asta nu mă refer la primării de comune și sate, mă refer la guverne, mă refer la Parlamentul European, mă refer la Congresul SUA și așa mai departe, care cumva simt nevoia să intervin. Avem o dezbatere puternică acum, despre care am vorbit de altfel chiar săptămâna trecută, între publisher și Facebook, Google în Parlamentul European vis-a-vis de împărțirea drepturilor de autor. Cred că vom vedea din ce în ce mai multe demersuri de genul acesta. Intervenția statelor în reglementări în zona de digital. Mai există directiva pe e-commerce, directiva pe e-privacy, mai multe subiecte pe care cu siguranță le vom dezbate și la Upgrade anul viitor. Am mai listat aici dezvoltarea pe blockchain în afara Bitcoin. Probabil smart contracts și alte subiecte de genul ăsta vor apărea din ce în ce mai des. Evoluțiile și implicațiile la scară largă a adoptării 5G, cred iarăși că e de urmărit. Un alt subiect, machine learning plus inteligența artificială. Ca fapt divers, experții au anticipat că inteligența artificială ar bate oamenii la jocul Go, care e foarte complex, până în 2027. S-a întâmplat deja în 2017, deci cu 10 ani mai devreme. Au fost nevoie doar de 40 de zile pentru algoritmul Alpha Go Zero pentru a deveni cel mai bun jucător din istoria omenirii. În ciuda scepticismului invitatului meu, Alex, ar putea totuși să avem dezvoltări interesante în zona AI. Și last but not least, cred că este trendul cel mai important în opinia mea, și anume progresele în zona dezvoltării quantum computing. Practic asta înseamnă, dacă quantum, care e un concept mai complicat, găsiți o grămadă de filme pe YouTube despre quantum computing, dacă va reuși acest experiment, se așteaptă viteze de procesare de 100 de milioane de ori mai mari decât ale calculatorilor binare. Practic, prin dezvoltările din quantum, toate corporațiile mari lucrează la asta și se chinuie să fie primii care lansează ceva comercial în această zonă. Prin toate aplicabilitățile vom putea asista la dezvoltări pe care nu ni le putem pur și simplu imagina acum. Quantum combinat cu machine learning, cu inteligența artificială, cu dezvoltarea asta oricum exponențială a tehnologiei, s-ar putea să ne bulverseze, poate nu doar în sens pozitiv, în viitor. Dragii mei, ce părere aveți? Eu am o părere foarte bună despre tot ce se întâmplă. Da, ok, o să vedem, o să se îmbunătățească toate, evident. Eu ziceam doar că nu cred că la anul o să avem vreun apogeu pe AI, niciun. Ok, Adrian? Anul viitor, fiind mai atent la piața locală, aș spune, s-ar putea să avem în sfârșit, sau nu știu, în sfârșit, să avem ceva pe zona de GDPR, să vedem autoritatea ieșind din... Da. Din expectativă? Nu, ideea e că odată au puțin oameni, n-au destui bani și au fost și niște pași, niște etape pe care au trebuit să le parcurgă, niște pași legali și au pregătit, deci de anul viitor s-ar putea să vedem, să vedem mușcând un pic, să revină în atenție și lumea să înceapă din nou să se uite la zona asta dacă n-a făcut-o anul ăsta. Ce-ar mai fi, la ce m-aș mai uita, zona de startup-uri din România, sunt câteva proiecte interesante, unele au șanse să crească, nu știu dacă un nou UiPath, dar în orice caz sunt zone, în ciuda indiferenței statului nostru, industria privată crește și sunt zone interesante. Consolidări, iarăși vom vedea efectul Vodafone UPC și altele, poate... Mă gândeam că la anul poate o să avem primul unicorn PFA din România. Da, Alex se simte foarte bine cu el însuși și cu prietenii lui imaginari cu care face glume. Adrian, Alex, vă mulțumesc și pe final jucăm This or That. Upgrade. Install the best version of yourself now. This or That, doamnelor și domnilor, în finalul, aproape finalul emisiunii Upgrade, mai urmează și rubrica Social Media, nu plecați! Adrian Seceleanu de la Ziarul Financiar și Alex Negrea de la Social Smart se pregătesc să răspundă prompt întrebărilor mele dure. Deci, This or That, YouTube or Facebook Watch? YouTube. YouTube.
YouTube câștigă! Steve Jobs sau Elon Musk? Musk. Musk. Musk câștigă. Netflix sau HBO Go? Întotdeauna Netflix. Forever, forever. Adrian? Netflix. Doamne, ajută și HBO să mai, okay, mai ridice. Netflix. Cărți online sau tipărite? Audiobooks. Tipărit. Tipărite. Nu există câștigător. Rock sau hip-hop? Rock. Hip-hop. Egalitate. Google sau Facebook? Ca și companie, în ce v-ați investit toți banii? Facebook. Nu știu. Ziarul financiar. WhatsApp sau Telegram? WhatsApp. WhatsApp. Urmează broadcasting, broadcast group, so. Ok. Asta e pentru tine, Alex. Cameră foto de la telefon sau DSLR? DSLR. N-ai de ales. Nu mai e mănânci diseară așa. Camera pe care ai la îndemână, dar DSLR 1, camera de la telefon 2. Ok. Uber sau Taxify? Taxify? Taxify. Și last but not least, Tinder sau un selfie foarte reușit pe Facebook? Un selfie foarte reușit pe Facebook, iubito. Nu știe, nu răspunde. Vezi mai cum se deosebesc jurnaliștii serioși de golanii social media. Alex Negrea, Social Smart, și Adrian Seceleanu, jurnalist la Ziarul Financiar, mi-au ținut și ne-au ținut de urât și au venit cu părerile lor super documentate despre ce ne așteaptă în 2019, despre ce a fost important în 2018. Le mulțumesc invitațiilor, pe voi vă invit să mai stați câteva minute pentru rubrica Social Media, după care o să ne luăm înlăcrimați. La revedere anul acesta. Rămâneți cu Radio Guerilla. Like, comment, share, fight.